Bun, hai să vedem o colectură de dimineață. Aici n-aș strica un albastru, să știi. Da? Un albastru pe plasticul ăsta sau pe sticla asta. Acum, tu trebuie să începi să simți volumele astea un pic mai mult din liniile astea. Trebuie să fie niște linii și accente care sunt mai puternice, da? Să fie un degradeu în permanență, știi? Da? Asta din față, vezi că e la fel de îngroșat ca ce în spate? Deci ar trebui să cadă un pic de umbriță verde, să știi. Mm-hmm. Și ce ar trebui să cadă niște umbriță mai închisă verde. Sau poți să faci și... Da, mai bine verde, mai bine verde. Ok? Ochiile astea tot așa întărite, degradeu de linie. Da? Mm-hmm. Hai, întărim, întărim. Da? Este mai mult degradeu. În rând, da. 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 Surprinzător, da, bravo. Distanța asta sper că pardon, distanța asta de la vârf până aici sper că e și cea de sus și ăsta este monometric foarte bine. N-avem nevoie de asta. Și trebuie să fie o muchie. Mm-hmm. Opa. Cam dubioasă simetria asta. Trebuie să fie un pic mai așa. Da? Deci tu perpendiculare. Ax. Ok, trebuie să fie mai scurt asta. Ah, și tot pe greșelile, da? Muchii aici, neapărat, da? Și aici. Și aici se vede. Aici se vede punctat. Da, merge. Dar tot așa, grosim de linie, te rog, e frumos, da? Și umbrița asta se vadă prin... poate să cadă un pic așa pe, da? Pe con. Uh-huh. Da. Vă să vede gradeul ăla de linie, să fie expresiv acest GDO, ok? Și ca grafică, evident, o bandă, o chestie asta destul de simplă. Merge. Da. Da. Aici trebuie să se întoarcă punctat, vine orizontal, se duce punctat, vine orizontal, coboară. N-ai ca o floare. Una se duce în jos, una orizontală, una se duce în jos, una orizontală, da? Fiindcă e ce muchie care intră în față și e ce față care intră în față. Punctat neapărat în spate. Ok? Da. Bine. Da. Nu pune un ventilator ăsta de tavan. Pune un corp iluminat. Nu știu, niște candelabre așa și coboară un pic în același simplu minimalist. Și coboară un pic zona de conversație, da? Și ce neapărat să fie un capăt de perspectivă, să se vadă unde se oprește, nu știu, un șezlong, ceva, care ar trebui să fie, în teorie, mai mic, mai așa, da? Și poate niște copăcei, ceva. Ok? Mai 3D covorașul. Mai este atenție la genul ăsta de desen. Asta nu o să pot să hașurez niciodată. De carne. Ok? Să dăm aici niște lemn perpendicular pe peretele cu sticlă, da? Foarte bine. Textură neapărat aici. Acum, duce lipsa de prim plan. Asta se rezolvă destul de bine și ușor cu o masă. Da? În teorie ar trebui luat aici, am măsurat 75 ăla când vine, pe aici până undeva, pac, pac și întors, da? Cred că pot să și furi un pic la ochi. Dar trebuie să fie, da? Ține măcar cont de chestia asta. Da, îți duce lipsa de prim plan, compoziția. Și nu se termină nici aici în ceva, da? Adică hai să punem totuși balconul ăla cu copăcii, cum ziceam. Din nou aici o măsuță. Mm-hmm. Nu e rău. Încearcă să îngroși umbrele astea ca să poți să scoți claritatea de linie. Da, da, da. Aici vine drept, vine așa, pac, pac, da, și aici se vede frontal. Ok, punctat în spate. Da, da. Aici vine, da. Mm-hmm. Foarte bine. Da, punctat și în spate, foarte bine. Desen de începător, da. Da, dar încearcă să dai muchia asta un pic mai accentuată. Da, un pic mai accentuat aici și aici, da? Să scoatem degradele acelea finuțe. Un pic mai accentuat în față. Foarte bine, rest, da. Avem aici niște limaxi. Uh-huh. Cu pernuțe, cu tot ce trebuie, da, 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 da. Dar vreau să văd aici parapetul ăla de un metru, ok? Da, îi dăm pe jos niște gresie, ceva. Asta se pare un pic suspect, nu prea putea să stai cu fundul pe el. Da, să fie mai mult sau mai puțin împătrat. Ok. Scăunele astea sunt mai micuțe aici. Poate să fie și el pătrate. Da, nu e rău. Hai să vedem perspectiva. Pune ceva original.
Coboară sub panta, da? Da, foarte bine. O să vedem efectele, da? N-aș ști ca aici să fie umbra asta care cade. Punește și tu asta cum trebuie. Cu baza. Aici și aici. Ok? Și tot așa efectul ăla de suprapunem umbra purtată peste curbură. Nu e rău neapărat ce ai tu aici. E expresiv, complet de acord. Sunt prea micuț liseat. Acolo apar probleme. Dacă pare o greșeală, n-are carne de senul, da? Bandă, nu știu, unghi. Da? Poate îi pui pe ăsta aici o suprafață de ceva, de piatră, nu știu, să cadă reflexia asta cumva mai finuț, da? Și poate să cadă și aici umbra de la, la piramida inversată. Ok? Am multe informații, pe scurt. Da. Hai, Andrei, să zicem așa. Ar fi trebuit să fie perpendicular pe geam, cum ar veni. Sau asta e geamul? Nu, asta e peretele ăsta. Se uite așa. Ok. Nu se uite nici așa, stai. Stai că nu prea înțeleg la ce mă uit de aici. Un spațiu de conversație cu ceva în față, de asta pare să fie geam. Bun, păi ducem măsuța aici în față, rezolvăm și cu prin planul așa, da? Rezolvăm cu prin planul, punem un peretele ăsta texturat, neapărat, da? Și un candelabru aici, dominantă verticală. Nu prea înțeleg ce e făcut, a inversat asta, da? Nu știu dacă e cea mai bună idee, că îți creează o barieră așa care taie spațiul în două, știi? Decât dacă ăsta lași cumva masa asta scoată de aici, o pun în interior, pui și tu aici, da? Și lași ăsta fără, da? Ăsta backrest, fără spătar, cum ar veni să zicem, da? Cumva canapeaua asta să fie accesibilă din ambele părți, ok? Și cât de cât ok. Punem aici, cum ziceam, balcon, televizor, tot în perspectivă, da? Corp de depozitare suspendat sub. Stai așa, că să nu arată în perspectiva. Cum arată, da? Da? Și avem și prin planul, poți să-i pui deasupra mesei aici un lumină din aceea care atârnă, la pe pandantiv, da? Da, e ok. De umbrițele. Aia mă interesează. Da, să poți să unești cu baza, fără să fie probleme. Da? Tot așa, poate o bandă subțire, poate o textură aici la ăsta, da? Să mai profităm de moment să băgăm niște marmură, poate cele două feluri de umbră, da? E foarte ok, ne trebuie o dominantă verticală aici. Nu știu, un candelabru din ăsta mai o zenea așa, știi, și lași cu alb. Cum nu uita, te rog eu să pui balconul. Aici e chiar bine că e cărnoasă perspectiva. Neapărat ăsta pufos, da? Linia de aia de anturaj. Neapărat ăsta mai mare aici, că nu poate să stea. Neapărat cumva un televizor ceva aici, că e foarte ciudat. Par living pods alea de la japonezi, da? Așa o textură pe un perete. Și începe să fie un desen destul de ok, să știi, are conceptul aia tot ce-i trebuie. Astfel, textura aia, că se reia, nu e rău, mi-e place. Hai să populăm un pic aici, nu știu, cu o cărțulie, ceva, cu plantă, ceva. Pernuțe neapărat, da? Vezi elipsele astea, că se fac mai un pic și vin peste tine, sunt cercuri, da? Da, foarte bine. Aici începe să fie un pic ebola, ok? Ne lipsește o dominantă verticală. Asta nu pur și simplu. Candelabru din ăla ciudat. Ok? Hai de din desen de linie aici în spate ca să facem și balconașul. Nu e bine, stai. Îl dăm mai jos un pic. Ok? Ne trebuie aici niște... Mamă, ceva de-am blagit rău de tot la planul ăsta. Făcut prea îngust. Găsiți voi mereu o metodă, nu? Hai, reparăm răul făcut. Ok? Cel mai rău caz, că e plat așa și e dezamăgitor, mai ridicăm aici un pic și zicem că e un truc de ăsta, de grafic, de compoziție, să zicem, că deasupra e o lumină de asta. Da? Hai să încercăm să facem asta, să aibă un pic mai mult de treime. Că e foarte plată imaginea, îți creează anxietate. Da, ce ne lipsește unde ăsta, da? Acum. Da, să știu, se vadă ce e în frontal. Sunt punctat doar ce în spate. Da. Aici. Vine așa, 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 și acum urcă punctat, se duce drept, coboară moț, se duce drept, coboară, ok? Aici e ceva complet amblajit, că nu înțeleg de unde este. Cred că asta vine...
imediat. În teorie ar trebui să intersecteze jumătate aici, știi? Și așa un colț. Ok? Da. Să atârne aici niște corpuri de luminat. Textură neapărat pe peretele ăsta. Nu e rău că e zoom din așa și merge. Aș mai extinde aici cu... Da? Cum e canapeaua asta modulară. Balconel neapărat aici, da? Încearcă să înțelegi cum se compune o imagine. Da? Să te soprească în ceva și te să aibă un prim plan. Nu sunt rele astea, sunt cam micuțe. Nu știu, ca să fie mai mari un pic. Și fă-le orientate spre spațiul de conversație. Ok? Da. Aici niște rame, ceva. Textura asta neapărat, insist. Da, e un copy-paste, ceva foarte banal, dar care arată foarte bine. Punctat aici, drept, punctat, punctat, drept, punctat. Ok? Da, aici e foarte bine. Da. Next. Da. Uite ce orizontală este această imagine. Da? Lipsește dominanta aia verticală la o treime. Acum, eu asta aș face ca să repar imaginea. Da? Pune asta ca să duce mai sus și își pune un prim plan mai în jos, așa, în măsura 375-ul ăla. Sperăm că l-ai făcut 1:50, 1:20 tablou, dar nu cred că l-ai făcut. Da? Și pui masa aici. Ok? E un prim plan și aici încă o plantă. Și din prima e un pic mai balansată imaginea. Încerc să-i pui coroane de pomi aici și să hașurezi pe sub ele, da? Știi ce zic? Ca să mai dă un pic de transparență. Atenție la genul ăsta de hașură. Acesta. E o problemă. Dacă mai întrești tu atât de seun de linie, nu, o să vezi că e prea șteasă hașura. Încearcă să-i dai și un pic mai multă carne. Asta am văzut la Rareș. El hașurează doar, da? Pasă deodată și atât. Trebuie să fie, să sară un pic. Culorile să sară și desenul de contur, da? Realist vorbim, o să fie niciodată astea două mărimi diferite. Hai să încercăm să facem de mărimi similare, ok? Și neapărat textura aia de pufos. Pasă un pic mai mult pe creionul ăsta, nu știu ce, ai oroare. Nu e rău. Hai să-i dăm aici asta, să-i ducă un pic mai sus, ca și cum ar fi supantă, știi cum se... Un pic de tot, un 20 de centimetri din 2 metri, 80 ăla coboară, da? De bine, de rău, da? Un pic cam megalitice, cam imense, placajul ăsta de aici, ce-o fi el, da? Cam lung balconelul. Ăsta ar fi 1,5 metri, să zicem. Ok? Coroane de pomi. Da, merge așa, pune aici un televizor, insist din nou asupra mesei. Masa aia mi se pare că a dat foarte bine aici, un prim plan, da? Și prima are și dominantă verticală la o treime. Și nu uita să-i pui și în axul 1 metrie, parapetul la 5 cm, adică 1 metru. Da, 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 punctat, vine așa, punctat, 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 ok? Că se întoarce. Vine aici, se duce punctat, vine drept, se duce punctat și ar trebui să ne dea imediat, drept așa. Deci asta este în iluzie optică, cum ar veni, da? Se suprapune cu muchia. Nu era desenul ăsta, e foarte cu vână, așa, dar atenție că e un pic murdar. Că aș lua asta de aici și își pune o textură. Pune-i lemn, că văd că ai pus deja piatră. Pune-i lemn pur și simplu aici, știi, și faci și lemnul să lasă umbră purtată, ok? Și colora pe unul ăsta cu un roșu ceva sau cu una, să fie toate la fel. Mă pare în aceeași serie. Oh, da. Pune acoperișul ce se închidă. Cățelușul ăsta e prea scurt, trebuie să fie cub. Și trebuie să fie un pic mai lat. Nu vrei să auzi asta, știu. Hai, încearcă să-l dea un pic mai lat. Da? Aici e o problemă. Astea n-au grosime și au iluzie optică. Pune boscheții peste linia orizontului. Acum, tu de ce ai făcut asta la un punct de fugă? Eu nu o să știu niciodată. De fapt, eu știu de ce, da. Dacă te-a dat peste cap cu faptul că e altfel de perspectivă, da? E mai ciudat așa. Tot cutie este, să știi. Da? Și încearcă să faci golurile alea din care s-au scos panglicile astea, că după aceea îți dai seama că sunt prea mari. Deci astea se duce la infinit, nu e bine. Hai, pomișori. Of. Hai, încearcă să întorci geamul ăsta, să scobești interior. Da? Sunt principii pe care am învățat la alte lecții. Zicea o fost elevă la care lucrez acum, că la seminar la AGD, la curs AGD, le predă un lucru și au seminarele cere altceva. Da? Vă cer fix ce am făcut la meditație. Da? Mai că voi aveți dificultăți să combinați ideile în creier. Da? E adevărul brutal, să zicem. Da? Foarte bine. Așa că ne adaptăm să ne obișnim să combinăm idei. Da?
foarte bine, dar am dubii că sfera asta este, că, pardon, umbra la sfera este construită. Am un pic mai mult accent aici, foarte bine. Merge, da, dar din nou, grosim de linie, te rog, și vreau să vedem umbrițele la cum vin. Ok? Proiectăm hexagonul de pe planul unim, ok? Vezi cum dai și tu un pic de grafică, nu știu, poate una din astea este în evidență că stă pe o textură, alta stă în vid, abar n-am, da? Nu e rău. Hai să dăm un pic de carne aici, un pic de textură. O textură de ceva, de piatră, da? Deci o bandă, da? Să mimăm dominanta aia verticală. La o treime. Un pic mai multă hașură aici. Asta e. Fuf, noapte foarte lungă. Un pic de degradeu aici, atenție la umbriță, că s-a schimbat unghiul deodată. Să fie asta de aici. Să fie paralelă cu asta de aici, ok? Da, hai, dominant orizontală, unghi, textură. Ok? Umbrița asta purtată, atenție la desenul de linie. Chit că e GD, trebuie să fie expresiv. Da? Ce avem? Umbra purtată și prin plan. Ok? Vezi cum îl faci pe ăsta din alt material, poate. Ok? Vădă prin transparență. Foarte bună imaginea asta. Foarte verticală, așa. E un pic, poate, prea verticală. E ceva cu înălțimea care e bușită. Dar nu e neapărat de rău asta. Că exagerat. De umbrițele în dreapta. Lucrurile astea exagerate uneori arată bine. De prea mică canapeaua, probabil. Da? Dacă o calculezi, dacă e ce înălțimea omului, omul se pliază prea mult pe canapea. Hai să încercăm să o ridicăm un pic mai mult. Ok? E bine zoom din așa. Atenție la astea, nu mai desenea așa ca niște O, da? Desenează și tu mai eliptice sau mai circulare. Ghiocelul ăsta trist, fă-l mai ca o cupă așa, știi? Dar atenție la chestia aia, uite, că e o chestie de proporție. Sunt foarte bine făcut aici, da? Da? Hai, întâlnim conturul. Textura asta parcă a dispărut, hai să o întâlnim un pic mai mult. Da, aici undeva o să termine balconelul ăsta. Să vină copacii de care am mai tot zis. Da? Primul mă interesează un prim plan mai bunos. Eu tot consider că ar trebui să vină aici o masă. Un prim plan. Fură un pic, două mai în față. Da? Dar ceva ca să-mi dea niște scuze de astea ieftine, să punem scaune. Ok? Și nu uita să întâlnește aici secțiunea. De asta, desenul ăsta o să se schimbe foarte mult după ce încep să pui hașură pe el. Da? Desen începător. Hai, punctat, punctat, coboară, 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 da? Și asta se vede aici. Da? 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 Foarte bine. Nu e rău, e un pic OZN. Încearcă să pui aici textură de ceva. Da, nu e rău. Încearcă să întărești de asemenea și lucidile astea. Pardon, conturul ăsta, da? Aici este clar că nu se vede în perspectivă cum trebuie. Ok. Încercăm să pun niște copăci aici, să vedem unde se termină. Da, pune niște ugresie pe aici. E foarte ok însă, paginația. Pune niște plăntuțe. E bună compoziția asta, e bine nimerită, bravo. Da. Textura asta, vezi tu, faptul că e colaj așa, puntăm încă din partea ta și nu știu dacă chiar se merită. Vrea scoate asta în evidență în afară, știi? Poate îi pune aici o umbriță purtată și lasă ambliul ăsta să ducă până sus. Fă-i neapărat aici undeva un parapet unde se oprește toată povestea, da? Hai, elementele astea sunt importante, da? Cum era? Firmitas, utilitas, venus, asta este utilitas, da? Arată utilitatea în spate, de semnul, da, da, deci e puntat, vine drept, pac, 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 da? Dispară linia de acolo. Da, cum ziceam aici, iluzia optică în ochia, se vede în continuarea, ok, da, bun. Bun, aici ne trebuie îngroșat un pic, da? E 3 mm că linie de secțiune. Așa, aceeași problemă, lipsește dominanta verticală. Hai să punem întâi pernuțele. Ce-mi plac zgrieturile astea. Da? Atenție la ele. Nu mai zgriați așa sticla. Doar la mine e umbră pe sticlă, fiindcă e sticla murdară, da? Geamurile murdare. Ok. Hai să încercăm să, nu știu, atârnăm de aici, nu știu, punem o... Opa. Opa. Hai să punem aici, nu știu, un candelabru din ăsta pe... Pe comp. Pe lipsă. Da. Uză un pic. Uză un pic. Exact. Goku, Goku. Da? Magic. Imediat. Scuze, scuze. Da. Hai. Ăsta trage la altă linie a orizontului.
prea... Și e un fotoliu rebel. Vrea să fugă, știi? Hai pune și aici. Și nu mai fă rebel. Fă-l întors spre privitor. Ok? Ar trebui să-i pui aici, știu, ceva. Cărțulie. Un vas. O grosime la covorul ăsta pufos. Întrește un pic desenul de linie, da? Acum n-ai ce să colorezi la literă, da? Hai, coloane de copaci pe aici. Hai, întărit și... Da? Ca aici, uite aici ce bine ai făcut, ce bine ai zici că este steagul Jamaica, da? Foarte bine. Asta e un pic mai gros, e 1.75. Ok? Că e perete exterior. Dă înălțimea asta să fie asta de aici. Că îmi pare un pic cam zuguiat, să fiu sincer cu tine. E ceva acolo că mă zgârmă, dar în rest e foarte ok. Încearcă să întărești și aici. Da? Please să fie înălțimea. Ok? H-ul ăsta de aici să fie ăsta de aici, da? Nu e rău. Hai, o bandă. O ce bandă subțire avem acolo, da? Pune pe aici niște lemn ceva, da? Hai să facem o compoziție din nimic. Aoleu, cum e elipsa asta, da? E cerc, că văzută frontal. De să ai elipsă aici, ok? Moțul ăsta mai întrește din linii. Bandită. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să scoți un pic de grafică unde nu se cere pe față grafică. Da? În limbajul ăsta de arhitect e foarte... Trebuie să te prinzi ce se cere, da? Citești printre rânduri. Ca regulă generală, mereu grafică în plus. Ok? Și deși aici niște umbliță purtată de asta albastră. Ok? Putea apăsa un pic mai mult. Da? 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 Da. Poți să întărești asta un pic mai mult, că nu se vede, da? Ce este frontal. Foarte bine. Da, foarte bine. Întărește un pic secțiunea asta. Obișnuiți-vă cu grafica asta clară. Da? Tu în loc de grafică clară ai hașurat. Aici ai grafică clară, aici nu mai ai grafică clară. Vezi că lipsește glisarea la asta. Ok? N-am apucat să o facem și la lecție. Și... Hai să o facem, da? Glisarea pe secțiune oarecare. Probabil că o să zici că nu mai loc pe foaie, da? Hai să-l dăm aici undeva. Ok? Și pe o parte și pe aceea cealaltă parte. Da. 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 Foarte bine, bravo. Da. Da. Da, nu era deloc. Textură neapărat pe asta. Te-ai prins tu de niște chestii. Astea poate să atârne mai multe. Cam dau ăștia cu capul de ele. Știu, de le-am pus aici. Da, uite, linia orizontului pe ele. Pam, dai cu capul. Da? Ai niște tabureți pe aici. Ce să facem mai situația, da? Trage și tu mai sus, te rog, e frumos. Textură pe asta, neapărat, de ce bine ar fi dat aici. Îmi place că e zoom din așa perspectiva. Totuși îi trebuie ceva să o închidă pe partea asta, nu mai loc. Ceea ce nu e neapărat de rău. Da? Lampă din aceea cu... ai pus deja aici, scuză-mă. Prea mult, e grădină zoologică, pe urmă, da? Foarte bine, da, da. Aici să e o problemă, că nu uita că e cavalieră. Hai să lăsăm să fie întors. Ok? Da. Iarăși expresivitate, te rog, da? Irina, să-i dăm... cu Goku, da? Te dăm contur pe aici, ok? Mai întărit în față și... Ok? Bam, diagonală și cu textură de ceva. Așa, tu... Mă așteptam la Vinia să nu... Da, Miu? Să nu mai faci tema, să fugi. Foarte bine că ai făcut-o. Da, adică n-ai fugit. Ți-ai făcut tema. N-am ce să zic, asta este viața de arhitectură. Critica, tu ai zice că e de rea, e de rău, e un lucru rău, dar nu e. Te face capabilă și te ajută pentru mai încolo. Ok? Punctat, și hai să îngroșăm cum trebuie cu echelul. Nu era ciudățenia asta. Hai să ne aruncăm într-o perspectivă chiar atât de mare, că o să fie foarte greu de terminat, ubițele purtate, dar aici nu vorba să muncim scavagește, da? Mai punem aici un taburet, ceva. Să oprim în balconele aici undeva. Da?
Tot insist eu că ar trebui să fie o măsuță aici. Poți să încerci pe o plantă. Zice că ar fi fost pe aici undeva o plantă, dar... Hai, merge. Corpul este de lumina, da? Cerc în jurul lor. Lăsăm albe, hașurăm pe lângă. Cam desenele alea. What is wrong with this picture? 1.75 aici, da? Hai, mov pe umbre. Și tu o porțiune cea de stică se vadă în interior. Pune umbre în interior, care arată cam nașpa. Acum, e simetrică perspectiva. Nu vrem asta. Încearcă să cobori aici un pic mai mult, să dai niște umbre purtate. Ne lipsește prin plan, nu vrem nici asta. E ca în familia Flintstone, dar trebuie să fie un pic înclinat pe spate, un pic de tot ca să poți să stea oameni pe el. Și fă diviziune. Tu ești Kant, n-am mai avut timp să le faci, știi? Da, hai, nu fi Kant, că pici admiterea. Nu forțați chestia asta, m-am zis. Prea multă distracție se cam duce naibii cu admiterea la arhitectură. Nu știu de ce e așa. Hai să mai punem aici, am știu, niște Kant, da? Știți voi ce zic, corp de iluminat. Hai, balconelul se vadă prin sticlă. Gresie pe jos. Da. 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 Foarte bine. Da, foarte bine, umbrițele în dreapta, purtate. Foarte bine, da, hai să vedem și perspectiva finală, da, da, da. Ce zic, 60 de grade și orizontală în dreapta, da, tot. Și o să-ți iasă înclinat, construiești geometric, da? Nu există muchii astea de aici. Hai să sculptăm și aici. Și neapărat reflexii, da? Să trecem prin procesul ăsta, n-ai cum să fugi de el. Decât dacă decizi să nu desenezi bine și pici admiterea după aia. Ok? La chenăraș. Dar trebuie să scoți din fiecare planșă cât mai mult posibil. La început e greu, după aceea te obișnuiești bine de la sine. Foarte bine, dar să punem corpul ăsta de iluminat mai mari și deasupra locuitul la masă. Foarte bine. Uh-huh. Bravo, e bine. Pafi. Uh-huh. Foarte bine. Poți să-i dai cu galben cu blatul ăsta. Ca să fie ce trebuie să fie, da? Și poți să faci pe astea aprinse la șalb. Ok? Asta este altfel de axonometrie, nu este izometrică, e un fel de cavalieră, trebuie cu echilibru de 30 de grade. Aoleu, de ce trebuie să-mi scrii prismă dreptunghiulară, piramidă? Crezi că puteai să-mi faci o poză la toate și înțelegeam ce sunt? Crezi că de câte ori crezi că am văzut o lecție asta? Că am văzut-o de 700 de ori ceva de ăsta. 700 și 1000 de ori, ok? Foarte bine. Aici mă interesează, dar e bine, cred că o să-mi dăm așa un zoom in. Pare ok aici, dar e un pic agresiv, dar e bine. Mai lasă mai bine agresiv decât spălăcit așa. Da, 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 da. Da, aici zona asta nu prea simt eu 100% de acolo cu ea. E bine așa. În teorie, probabil că ăsta... Da. Aici e ceva care... Un milimetru mai acolo, un milimetru mai acolo, da? Să merge un pic mai bine. Da. Chineți saxonetile, nu mai știu ce are. Hai, deșeze și orizontala și să facem aici elipsa, ok? Da. Mult mai bine. Hai, acoperă aici linia orizontului cu boscheței. Oribil, îți dai seama cum. Ce saste. Ești un pom mai în față, da? Asta e bine făcut. La proporție. Și aici are grosim. Încearcă cu echilașul să mai scoți niște... Da, niște tărituri de-astea de muchie. Mm-hmm. Zigratul din ur. Poți să-i pui furnicuțe de-astea, să zicem, că sunt oameni, știi? Asta merge. Bun, și cam astea sunt, ok? Poza și întrebarea, da? Chiar insist. Am trimis poza și îți mai dau la feedback, să mai fac corectură până trebuie să predai. Da? Bun, spor. Sau trebuie să-l mai fi luat pe unele, da? Nu știu, cineva a pus un JPG care nu merge și a oprit tot șirul de teme, da? Faceți și voi pozele alea cum trebuie, vă rog eu, da? Nu zic nimic care e dincolo de capacitatea, da? Să întoarcem aici ombrițele, da? Foarte bine, foarte bine, aici e ok rezolvat, next. Da, îmi place cu omul ăsta aici, foarte bine, da, da, da. Întoarce umbra aici, da, și aici te să întorci. Par să uiți să întorci umbra.
Aici ar trebui să se vadă ochii asta de aici, ce punctată și ce se vede iar. Ok? Pentru piramidă. Da, da. Da. Acum, da, foarte bine. Poți să iei gumița să ștergi un pic. Cu echerul și gumița, da? Și mai dea un griuleț aici. Poți să fadă un pic lemnul ăsta prin umbră. Da, foarte bine. Hai că e mult mai bine decât ce fac la meditații, da? Iarăși, lucirea asta e ce o iluzie optică pe care nu o pot înțelege. Încearcă și tu să dai albul ăla și aici să nu mai este niciun alb, că pare că nu sunt tangente. Ok? Ce avem aici un pic prea lung. Mut-o un pic mai în față, te rog eu frumos, balconul ăsta. Și prea scurtă camera. Hai, pune lambriul ăsta mai des. Orizontal, ok? Corpul ăsta de iluminat, și tu să atârne mai la dimensiuni diferite, unghiuri diferite, da? Nu mai da plitură în aceea de fier pe lângă te rog. Și aici e avantajul că poți să scoți un prim plan printr-o canapea, pur și simplu. Da? Acum, că ele nu corespund, dacă vorbesc cu pereții, nu se lipește nimic, n-am ce să-ți fac. Da? Hai, dă aici diagonale să fie 4. Ce-s 4 aici, așa, da? Hai, să vedem sticla aici, se vadă. Și automat se vede și pe interiorul ei, măcar unde se delinie. Ok? Nu e rău ce e aici, dar nu înțeleg de ce nu sunt toate pe aceeași coală. Ok? Hai să dăm contul un pic mai întărit. Și dăm un pic mai multă umbră la treime. Da? Lasă inovațiile pentru altă dată. Aplică pur și simplu corectura. Să dăm un pic de degradeu aici, când cade pe suprafața de asta verde, să fie mai închisă umbra purtată, te rog, da? Aici. Da, da. Ce dracu. Punctat, vine drept, vine așa, punctat, da? Înveste bine. Da, aici se vine drept. Da, că echivalentul ăsta e, mai că în spate. Și aici se vede munchea cum intră. Și munchea asta rămâne vizibilă, da? Da, foarte bine, rest. Asta, imaginea asta, nu știu cine a trimis-o, are dablageală supremă, da? Nu știu cum găsiți voi mereu metode noi, dar nu le mai găsiți, vă rog eu, da? Gata cu inovațiile astea de... Nu merge. Dracu, e asta că-i schimbat planul. Asta nu există aici. Observi? Nu observ, da? Hai, mai pune aici o pernuță de asta, dă măsuța mai mare. Șterge asta. Să uit cine a făcut planșa asta, că nu înțeleg. Ce dracu nu e în regulă cu voi câteodată? De ce crezi că insist atât de strict pe niște lucruri? Unu, că-s prost, da? Poate-s prost. Doi, că știu că mai bine se tatuează în creier chestiile alea. Pe premisa că o să avem simulări și acolo trebuie să pui de la tine. Da? Eu înțeleg ce e aici. Asta e o tablageală complete, tot învârtit. Da? Pentru asta lua 4 instant la orice admitere. Când torci unghiurile astea în creier, se uită în interior la un geam care e aici, ce e asta? Hai, șterge tot și faci de la zero. Da. 1.75 peretele exterior, da? Imediat, la sfârșit, vorbesc cu cine a făcut. Hai că 200 chestia asta, da? Hai și oglindește totul, da? Desenul numărul 1. Da, da, punctat, muche, da? Da, da. O să văd aici dacă stă ok, rezolvat. Pare ok, da. Și vine așa. Se vede întărit, ok? Este în spate, da. Da, foarte bine. Hai, covorașul îngroșat. Ăsta e gros, zice, foarte bine. Cred că e un pic cam înalt, poate să fie un 2.5, da? Și neapărat textură pe asta, da? Neapărat puneți textura aia. Abțineți-vă de la instinctul ăla de a nu face ce zic, da? O să vină curând simulările, o să vezi din ea, da? Să vezi că cine nu aplica corecturile, cine nu
are ce să zică, știi? Nu e doar la mine așa, că zic eu. Oriunde te duce la școala de arhitectură, trebuie să înțelegi ce ți se cere, de ce ți se cere. Asta e umbră de cilindru. Să faci cât mai repede ca să poți ajunge la lucrurile alea. Dracu, intersecția asta, lipsește cilindru. Este prisma asta, hexagonală. Ok. Hai, fă, da? Și dă asta până jos cum trebuie. Da? Și cam acestea sunt, da? Poza și întrebarea.